CFM Tomis Constanța a câștigat ieri seară titlul național la volei masculin, însă voleiul masculin este pe cale să dispară în Urbia de la malul mării. Aflat într-o situație extrem de dificilă, campioana se desparte la finalul sezonului de aproape întreg lotul de jucători, dar și de staful tehnic, iar despre înscrierea în Liga Campionilor nici nu poate fi vorba, având în vedere problemele financiare ale marinarilor. Seria de 3 titluri naționale consecutive continuă în voleiul masculin din România și, conform ciclului din ultimii ani, pare să continue, iar anul viitor să avem o echipă campioană dintr-o altă localitate. CFM Tomis Constanța, proaspăt încoronată campioană în dauna echipei ACS Volei Municipal Zalău, nu mai are resurse financiare pentru achiziții de jucători de valoare și se pune chiar problema desființării clubului, după ce jucătorii au declarat în urmă cu o lună de zile că nu sunt plătiți de 4 luni, iar conducerea echipei afirmă că este posibilă desființarea acesteia după 13 ani de existență și numeroase trofee cucerite. În cazul în care clubul nu va fi salvat, în cel mai fericit caz, Tomisul din Constanța va aborda viitorul sezon competițional cu jucătorii aflați încă sub contract cu gruparea de la Malul Mării, precum și cu jucătorii de la grupele de juniori. Eu sper că, indiferent de ce se va întâmpla, clubul va rămâne și chiar dacă poate pentru o perioadă nu va face performanță la cel mai înalt nivel, să rămână pe prima divizie și să încerce poate pe viitor, când va fi o situație mai bună, să încerce din nou să facă aceleași rezultate. Deocamdată nu putem spune că clubul se desfințează sau nu. Există posibilitatea ca de la anul să fie la fel de bună, o echipă la fel de bună, nu știm. Deocamdată nu avem siguranță și de aceea toată lumea spune că nu e sigură că va rămâne aici. Dar există încă posibilitatea ca clubul ăsta să fie salvat, nu este prea târziu. Mie îmi pare rău pentru echipa din Constanța. Este o echipă care a făcut o performanță foarte mare anul acesta în cea mai importantă competiție din Europa. Tot ce sper să-și ia băieții banii, pentru că sunt colegii mei și nu mi-ar place să știu că nu și-au primit salariile.